Credincios cu adevărat acestea. Invit să cântem împreună cu noi. Ooh.
El să fie lăudat, El să fie slăvit și binecuvântat în seara aceasta în mijlocul nostru și noi suntem aici adunați în numele Lui ca să mărturisim despre El, să lăudăm prin cântare și să ascultăm cuvântul Lui. Zic ca Dumnezeu, Tatăl, prin Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt în seara aceasta să cerceteze fiecare inimă care a venit în locul acesta, căci Duhul Sfânt e prezent în adunare. L-am simțit aici. Slăvit să fie Domnul. Am început seara. Fratele păstor a citit: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Aș zice că noi suntem aceia care suntem aici, în seara aceasta. Suntem în casa lui în casa lui Dumnezeu. Am venit să ne întâlnim cu El. Ferice de noi că suntem aici în casa Lui. Am ales lucrul acesta. Surorile, prin Duhul Sfânt, au cântat că încă e vreme de har. Dacă ați urmărit ultimele două cântări despre har. Încă mai este har. Apoi orchestra a cântat că Iisus ia toată povara ta. Iisus în seara aceasta e aici să ridice povara. Iisus e aici în seara aceasta și mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze și să simți prezența Lui. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm nespus de mult că suntem aici. Eu personal sunt prima dată în biserica dumneavoastră, o biserică frumoasă, aproape plină. Zic, Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste dumneavoastră, să vă întărească și să vă dea putere. O scurtă mărturie. Când m-am întors la Domnul, aș vrea să vă spun și prin mărturia mea să întăresc mamele, bunicile, pe toți aceia care se roagă pentru ei lor, să nu înceteze să se roage. Prin mărturia mea vreau să-L înalț pe Iisus Hristos și să-I mulțumesc că și eu am avut parte de har și Iisus mi-a ridicat și mie povara. Și tu, dacă ești aici, fie că ești pentru prima dată, fie că vii la fiecare program, să știi că Iisus Hristos în seara aceasta e aici să ridice povara. Iisus Hristos e aici în seara aceasta să-ți dea iertare și eliberare. Sunt născut și eu în județul dumneavoastră, în Hunedoara, și până în clasa 8-a am locuit și am trăit în orașul Hunedoara. În familia noastră nu cunoștea nimeni pe Domnul decât bunica mea. Cunoscut pe Domnul și a făcut legământ cu Dumnezeu în anul 1981. Era singura din familia noastră care îl cunoștea pe Domnul. Cât eu am fost mic și bunica a putut să mă ducă la adunare, mergeam la adunare. Pe la vârsta de 14 ani, mi-am predat viața luna lui Dumnezeu. Și la o predică în biserică am ieșit în față și eu. Și am ridicat mâna
Și am zis că accept ca Domnul Iisus Hristos să fie Domnul meu. Dar după aceea, neîncheind legământ cu El în timpul următor, adică nefăcând legământ prin apa botezului, după cum Scriptura ne zice, doar am rămas și eu cu credința, că am crezut. Și am fost cercetat. Și a fost o vreme de cercetare aceea. Crescând în rebeliunea mea, în adolescentismul meu, am început să nu mai ascult nici de bunica, nici de Dumnezeu. Și din experiența mea, dar în primul și în primul rând, din cuvântul lui Dumnezeu, afirm cu tărie aici, că în lumea aceasta, în lumea aceasta, sunt doi stăpâni. Ori îl slujim pe unul, ori pe celălalt. Cine crede că nu slujește pe nimeni, se înșală. Unui bun și unui rău. Am crezut că nu-i nimeni ca mine. Și m-am depărtat de Dumnezeu. Și nu l-am așteptat pe stăpânul cel bun. Și sunt unele locuri unde Dumnezeu nu mai vine. Ceea ce zic că Dumnezeu e aici. Și ferice de noi când suntem în casa Lui încă. Și în vreme de har, mă repet, și Dumnezeu prin mine vorbește în seara aceasta. Deci Dumnezeu lucrează prin oameni. Și Dumnezeu în seara aceasta trage un semnal de alarmă. Depărtându-mă de Dumnezeu, m-am apropiat de Satana. Asta e adevărul și asta e realitatea. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu este. Nu pot să fii neutru. Ori îl urmezi pe unul, ori îl urmezi pe celălalt. Sunt aici că Dumnezeu și Iisus Hristos e bun. Sunt aici că Dumnezeu ascultă rugăciuni. Sunt aici să spun că Dumnezeu e viu și Iisus Hristos e viu și cuvântul Lui e viu și are putere. Depărtându-mă de biserică și de Dumnezeu, m-a luat Satana în mâna Lui și a început să mă lucreze. Și a început să facă cu mine cum n-am crezut că se poate. Am început cu lucruri mici. Și am ajuns rău de tot. Dar am crezut, cum mulți cred, că zic că sunt credincioși și cred în Dumnezeu, doar că nu fac voia Lui, doar că nu-L ascultă pe El. Doar poate că fac voia celuilalt, așa cum am făcut și eu. A ajuns Satana să-și bată joc de mine în ultimul hal, începând cu duh de tutun, care m-a robit foarte tare. Duh de alcool. Și un duh de frică. Nu știu dacă sunteți aici care mă înțelegeți ce înseamnă un duh de frică. Un duh de frică prin care să te robească Satana, să ajungi să nu poți să stai singur în casă. Un duc de frică care să crezi că cineva te strânge de gât și să nu fie nimeni. Și alte lucruri rele care nu le pot spune de aici. Că aici se spune doar despre Iisus Hristos și despre puterea Lui și despre slava Lui. Și Iisus Hristos e aici să te izbăvească. Și Iisus Hristos e aici ca să ne vorbească nouă tuturor, în primul rând mie. Și bunica mea continua să se roage și continua să se roage. Nimeni din casa noastră nu era întors.
la Domnul. Satana, cum v-am spus, a început să mă robească și mai rău, și mai rău, și mai rău. Și am ajuns foarte rău. În tot timpul acesta, e vorba despre 15 ani de zile. Orice fumător, poate că este vreun fumător aici, sau poate că sunt frați, surori care au fost, știe ce înseamnă să fii robit de duc de tutun. Să faci în fiecare zi tot așa, de sute de ori pe zi, și apoi să zici că de mâine nu mai faci. Nu poți, îți trebuie putere. Te duc de alcool, la fel. Dar este unul care poate să schimbe viețile. Este unul care poate să schimbe inimile. Este unul care ascultă rugăciuni. Și la vremea potrivită de răspuns și de rezolvare. Și El e în mijlocul nostru prezent aici. Și despre dragostea Lui vă vorbesc în seara aceasta. Iisus Hristos este numele Lui. Am crezut, dar n-am făcut nimic. Am crezut, cum crede toată România, că suntem creștini, 90 și ceva la sută din populație. Am știut că asta e calea, că doar bunica mea m-a dus pe bălcile adunării. Am știut. Dacă în vremea aceea îl auzeam pe cineva că vorbește rău de un pocăit, eram în stare să-l bat. Că știam că aia e calea. Doar că eu nu făceam nimic pentru mine. Cum mulți dintre noi sunt în situația asta. Am știut că Dumnezeu e Tatăl, că Iisus Hristos e Fiul. Am știut și am crezut, doar că nu făceam nimica. Vremea cercetării vine și pleacă. Ne chemăm noi când vrem, că Dumnezeul nostru e bun, dar e Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu o soție în timpul acesta. Mi-a dat Dumnezeu copii. Am știut. Mi-am pus nume din Biblie. Luca, Sara. Că am știut. Dar nu făceam nimic. Până într-o seară, când eram împovărat rău de tot, ajunsesem rău de tot. Așa face Satana. Își bate joc de tine și apoi te arată cu degetul și se râde de tine. Te ademenește, își bate joc de tine și apoi, când te calcă în picioare, arată cu degetul și râde și arată și celorlalți. Dar Iisus Hristos nu este așa. Iisus Hristos e plin de dragoste, plin de bunătate, plin de milă, e plin de îndurare. Și de aceea, eu în seara aceasta am harul acesta să fiu în fața dumneavoastră și să vă povestesc de El și de cum a lucrat în viața mea. Treizeci de ani de zile bunica s-a rugat. Din 1981 până în 2011. Într-o seară Dumnezeu m-a cercetat. A hotărât să mă cerceteze din nou. Aceasta a fost în luna ianuarie anul 2011. Stând în pat, în camera fetei mele, singur, întins pe pat, un gând a venit la mine. Și mi-a zis, tu știi calea, tu ce arăți copiilor tăi? Exact. Nu am auzit o voce cum aud alți frați. Doar gândul acesta a venit în mintea mea și eram singur în cameră. Și gândul acesta mi-a zis, tu știi calea. Tu știi că eu sunt adevărul. Tu știi că eu sunt viața.
Dar tu acum ce arăți copiilor tăi? În momentul acela am izbucnit în plâns și am știut că Dumnezeu mă iubește. Am știut că Iisus Hristos nu m-a uitat. Și în inima mea am luat hotărârea atunci să-L urmez pe El. A doua sau a treia seară a trebuit să merg la o zi onomastică a fetei unui prieten de-a meu. Am mers cu soția și cu familia acolo. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât nu mai găseam țigările. Nu mai găseam bricheta, nu mai găseam nimic. Am plecat de acolo, din casa prietenului meu. Și era sâmbătă seara. Nu știu cum s-a făcut. Că m-am trezit a doua zi, duminică, după masă, pe la ora 3. Prima dată când m-am uitat la ceas și am văzut că a trecut atâta timp și eu n-am băgat o țigară în gură, m-am speriat și am zis că ce-o fi cu mine. Și atunci am zis fetei mele mai mari, zic, hai Claudia, îmbracă-te, hai cu tata că merg la adunare. Am zis în gândul meu, dacă eu în seara asta ajung la adunare, fiind duminică, eu nu mai pun mâna pe țigări. Dar doar trebuie să treacă timpul. Și am mers la o adunare. Eu sunt născut în Hunedoara și până în clasa 8 am stat în Hunedoara. Acum locuim în Arad. Am mers la o biserică în oraș. Acolo și am zis, Doamne, mi-a venit aici în casa Ta. Te rog, ajută-mă și scapă-mă. De duhul ăsta de fumat. Că am simțit că m-ai cercetat și am plâns și Tu știi și cunoști inima mea. Dumnezeu e viu și sfânt și m-a ascultat rugăciunea mea. Și din ziua aceea a început schimbarea în viața mea. Din ziua aceea n-am mai pus țigare în gură. Și am început să merg la biserică. După aceea am mers în biserica din cartier, din Micălaca, unde fratele Duțu Păstor. Și am început să frecventez singur, fără soție. Doar eu mergeam la biserică. Și aceasta a fost prin luna februarie. În luna aprilie a fost un botez în biserică în Micălaca și am stat deoparte așa, nu m-am înscris și nu m-am... Dar vreau să revin, să nu uit că e foarte important. În zilele acelea când Dumnezeu a început să mă cerceteze și m-a întrebat că eu ce fac cu copiii mei, cum le arăt calea, ce cale le arăt eu, că eu știu care e calea, Dumnezeu așa a rânduit că am ajuns într-o adunare la mama soacră la țară și acolo se predica cuvântul Evangheliei, chiar fratele Gabi, care am înțeles de la fratele păstor că a fost la dumneavoastră aici aseară. Și mesajul era cu titlul Ce fel de creștin ești? Aici am stat așa cum stă sora, în primul rând. Și când am auzit mesajul ăsta și am auzit că Dumnezeu îmi vorbește mie iară, pentru mine era predica. Ce fel de creștin ești? Că tu cunoști calea, dar tu nu faci nimic să mă alegi pe mine. Toată predica am plâns. Am început să merg la biserică, la Micălaca. Și tot așa, normal că e greu să faci pasul ăsta. E greu să faci pasul ăsta. Că cineva se luptă. Satana e ăla care se luptă. Să nu-L alegi pe Domnul, ci să îl slujești pe El. A trecut botezul care a fost în luna aprilie. Eram într-o joi seară la biserică, pe holul bisericii, s-a gătat programul. Duhul Sfânt prin gura fratelui păstor. Nu știe el, nu știe. Că Duhul Sfânt a vorbit prin el. L-am întrebat după aia. Nu mai știut. Atâta mi-a spus prin gura lui. Claudiu, tu ce faci? Mergi înapoi? De unde ai venit? Eu când am auzit asta, Doamne, cum să mă duc înapoi? În robia și necazul și durerea în care m-a rupit Satana, mă duc înainte. Aceea a fost ziua hotărătoare în care m-am hotărât să închei legământ cu Domnul. Aici vorbesc în seara aceasta
pentru tineri, poate, care nu sunt hotărâți, pentru tineri din familiile dumneavoastră, care zic, ca și mine, că mai așteaptă, că nu-s pregătiți, că mai au vreme. Nu-i așa, nu mai așteptați tinerilor, copiilor, fraților care frecventați de mult. Nu mai așteptați. Grăbiți-vă să încheiați legământ cu Dumnezeu, să aveți în inima voastră mântuirea bucuriei, bucuria mântuirii, să aveți în inima voastră, oricare să fie, nădejdea mântuirii, siguranța mântuirii. Ascultați cum Dumnezeu lucrează, în ce mod lucrează Dumnezeu. Bunica mea, mă repet, din 1981 cunoștea pe Domnul și era, avea legământ. Bunica soției mele, din 1981 și ea cunoștea pe Domnul. Ascultați, fraților. Nu e întâmplare asta. Nu e întâmplare. Dumnezeu ascultă rugăciuni și dă rezolvare. Nici în familia mea, nici în familia soției mele, nimeni n-a cunoscut și n-a încheiat legământ cu Domnul 30 de ani de zile. În anul 2011, eu cu soția mea am intrat în apa botezului, în biserica din Micălaca. Mama mea a intrat în apa botezului, în biserica din localitatea ei. Și mama soacră a intrat în biserică, în apa botezului, în biserica de unde locuiește ea. Aceasta nu este lucrare omenească. Aceasta este răspunsul rugăciunilor bunicilor noastre. 30 de ani de zile. Trăiesc o bucurie nespusă. Trăiesc o bucurie nespusă. Este minunat să-L slujești pe Domnul. Este minunat să faci voia Lui. Să ai pace în casa ta. Să nu te cerți cu soția. Este minunat să umbli cu El. De aceea, fraților, surorilor, care vă rugați pentru cei din casa voastră, nu încetați să vă rugați. Cu siguranță Dumnezeu vă ascultă. Cu siguranță Dumnezeu vă ascultă și El va da rezolvare. Căci Dumnezeul nostru pe care îl slujim noi este un Dumnezeu viu. Glorie Lui și slavă Lui. N-a schimbat o inimă în familia noastră, a schimbat toată familia. A fost o amărâtă de bunică într-o parte și o amărâtă de bunică în altă parte. Cine ar fi crezut, nu? Ar fi zis. Dumnezeu a întors familii prin ele, la El. Slăvit să fie Domnul. Îl slujim pe Domnul și suntem bucuroși. De aceea vă încurajez să nu încetați să vă rugați pentru apropiat, pentru persoane din familiile dumneavoastră, căci Domnul va da rezolvare și va da răspuns la vremea hotărâtă de El. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă întărească și Dumnezeu să fie cu noi până la sfârșitul vieții noastre, căci încă este vreme de har. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui de acum și până în veci de veci. Amin. Mărturia fratelui Claudiu spulberă orice, eu știu, gândire negativă, orice îndoială că nu se mai poate face nimic. Și sunt persoane, poate în seara aceasta, care sunt atât de înlănțuiți de diavolul, că spun, nu se mai poate face nimic. Ei uite că se poate face. Dumnezeu poate să schimbe vieți. Dar asta însemnează că cel ce vrea să schimbe Dumnezeu viața, trebuie să spună, da, Doamne, vreau să fac voia Ta, vreau să-mi schimb viața și să facă și El ceea ce Dumnezeu cere să facă. Amin. Din nou, surorile de Flandru, vă lăudat pe Domnul împreună cu un grupaș de cântări, Dumnezeu să le binecuvinteze și apoi ne vom apropia să ascultăm și cuvântul Domnului vestit prin fratele Dusu Mărmea.
Thank you.
Frați și surori, stimați oarteți ai casei Domnului, vreau să citesc din Biblie, din cartea aceasta unică în felul ei. Cartea cărei autor e întotdeauna lângă tine când citești. De aceea trebuie să fim foarte atenți când citim. Nici o carte din lumea asta, când o citești, autorul nu e lângă tine. Din cartea asta, întotdeauna când citesc, știu că cel care a scris aceste cuvinte și a rostit aceste cuvinte, e aici între noi, măriți să fie Domnul. De aceea ne responsabilizează Domnul prin prezența Lui aici și prin cuvântul Lui. Ce citesc aici sunt cuvinte pe care gura Mântuitorului nostru le-a rostit și le citesc din Luca, capitolul 14, începând cu versetul 25. Luca, capitolul 14, de la versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși. Și toți cei ce îl vor vedea să înceapă să râde de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui, cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se lapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Până aici cuvântul Domnului. Sfinte Tată, stăm înaintea Ta în continuare. Aceste cuvinte sunt cuvintele Fiului Tău, Iisus Hristos. Și îți mulțumim și pentru Iisus, îți mulțumim și pentru cuvântul acesta. Acum noi stăm înaintea Ta, înaintea acestui cuvânt, dar înaintea unui Dumnezeu mare, a unui Mântuitor, și aici în prezența Duhului Tău Sfânt. Și Te rugăm, fă-Te cunoscut în locul acesta. Ai felul Tău de a Te face cunoscut. Și ai felul Tău de a lumina oamenii și a le da discernământ, Doamne. Te rog în această seară, fii bun aici cu noi. Și fă-Te cunoscut. De ce să ne mințim și să ne amăgim? Când Tu ne spui tot ce spui ca și cuvânt adevărat. De aceea Te rog pe fiecare să ne binecuvinteze. Amin. Și să ne faci să înțelegem ce vrei de la noi. Că sunt lucruri care nu se schimbă niciodată. Chiar dacă ele nu ne plac și chiar dacă cuvântul Tău nu întotdeauna vrem să-L înțelegem. Eu știu că Tu ai lăsat cuvântul Tău să fie crezut, să fie împlinit. Și cine dorește să fie mântuit, Tu te vei ocupa de el, Doamne. Fă-o și în această seară și îți mulțumesc. Amin. Vă invit să vă așezați pe scaune. Iubiți frați și surori, mă bucur că sunt din nou aici împreună cu dumneavoastră. De multe ori am trăit timpul frumoase aici în biserică la dumneavoastră. Am legat prietenii cu frații aici. Am avut și momente triste. Că așa e viața. De aceea, eu cred că pot să vorbesc
și lucruri puțin mai grele. Niciodată nu cred că sunt deosebit de alți oameni, dar nu-mi place niciodată să cred că trebuie să mă simt mai neînsemnat ca alți oameni. Așa e. Pe surorile Frandor le cunosc de când erau domnișoare și mi-au ascultat. Mă bucur că nu v-ați lăsat. Vă laud, țineți-o înainte așa, pentru că a fi ucenic nu-i lucru simplu. Eu predic din Biblie cine nu poate fi ucenic. Eu știu că toți suntem ucenici. Că toți mergem așa după Domnul. Că împreună cu Domnul mergeau foarte mulți oameni. După El mergeau, veneau foarte mulți oameni. Pentru că lumea asta e plină de curioși. De oameni gură cască. Așa, care... Hai să vedem ce e. Hai să vedem ce zic. Cine predică? Cine predică? Cine cântă? Nu totdeauna ești interesat neapărat serios. Cum vorbea fratele Claudiu, vreau să mă mântuiesc. Și chiar dacă vrei să te mântuiești, vrei să te mântuiești așa într-un fel în care ți-ar place, ar fi convenabil. Înaintea lui Dumnezeu, eu sunt semenul tău. Și eu, ca și tine, am fost făcut din noroi. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, călcați cu grijă pământul și lutul care îl frământați sub ghete. Că poate ăla a fost cândva chipul unei frumoase fete sau unei cingașe mame sau unui falnic bărbat. Frica de mine nu te va tulbura și greutatea mea nu te va copleși. Dar în același timp trebuie să fii responsabil că lângă tine e cineva. Nu am emoții când predic. Mulțumesc, frate, că m-ai invitat. N-am emoții, nici nu mă gândesc ce o să ziceți când predic. Cea mai mare teamă și frică am că cineva e lângă mine și el care a rostit cuvintele astea. Și el se uite la mine, la felul în care eu vin să transmit acest mesaj. Am citit puțin, mi-ar fi plăcut să citesc mai mult. Sunt pentru cititul Scripturii public. Mă uit la bărbați. Chiar că nu e interesant pentru mine să citească numai o frază și să predice un ceas. Mi-ar place să citim cuvântul Scripturii așa, un pic mai în context și să avem ceva. Domnul Iisus Hristos, urmat de oameni, s-a întors și le-a zis, nu toți sunteți ucenicii mei. N-am bucurie. Și primul lucru pe care Domnul a spus când s-a întors, veneau oameni mulți după el și ucenicii, Doamne, vezi? Ai văzut cum te apreciază, ai văzut cum, ai văzut câți vin, ai văzut? Și s-a întors Domnul și a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște, ce predică asta? Dar așa scrie. Dar ce să urăști? Că să-ți urăști dușmanii, să urăști pe cei ce fac rău, pe cei ce fumează, beau, înjură, se droghează. Să se întoarcă cineva spre tine și nu fie unul duțu și sau alte. Să se întoarcă cineva după care mergi și care chiar crezi că poți să spui toată încrederea în el. În viața căruia să n-ai nimic de obiectat. Să asculți cuvântul care chiar toată te tulbură. Să vezi atitudini că nu ca oricărui om. Într-o zi au adus Domnului înainte o femeie. Și a zis, am prins-o când săvârșea păcatul. Ei erau prinde bolovani în buzunare. Și nu-i. În lege zice să o omorâm. N-ai pietri, îți dăm noi. Dă-te tu cel din tâi. Și el nu a omorât. Le-a scris așa cu degetul pe Lut. Să știți câte întâmplări cu Lutul ăsta. Lut care s-a pus pe ochi. Și scria. Nu știe nimeni ce scria. Nu avem voie să zicem. Când ne zicem ceva, eu cred că nu se supără pe noi. Dacă când predicăm așa, spunem ceea ce simțim noi. Că doar atunci când predici, trebuie să-L vezi pe Domnul lângă tine, să te gândești de ce a făcut lucrul ăla. Și au zis oamenii, nu, ce facem? Ce facem? Și au zis, nu, bine, care aveți libertatea cugetului? Loviți cel din tâi cu piatră în ea. Am treabă. El avea treabă cu lucru. Îl învârtea cu degetul și... Și un timp a ridicat ochii și a zis,
Femeia, unde sunt oamenii, bărbații? Nu te omoră nimeni. Nu. Atunci nici eu nu te omor. Dar fii atent. Uite-te acum la mine. Nu mai plânge. Ei ori fugit că-s păcători. Nu mai era nimeni lângă el. Toți ori fugit. Zice, auzi, eu te salvez, fugi. Uite-te, oare, să nu păcătuiești. Să nu mai păcătuiești în viața ta. Și asta a devenit o ucenică puternică. Dar dacă citim cu atenție, îmi place foarte mult capitolul ăsta, capitolul 8, se începe oameni cu pietre care și-au scăpat prada și se încheie în versetul 59, acelui așa, un capitol mai lung, cu o poveste foarte, foarte fascinantă, la auzul acestor vorbe. Că oamenii sunt gata să te atace. Știți cu ce l-au atacat pe Domnul? Când Domnul a spus, măi, nu sunteți fiul lui Avram. Avram nu ar fi făcut ce faceți voi. Avram s-a bucurat de mine când m-a văzut. Cum s-a întâlnit Domnul cu el? Gândiți-vă, când Avram tremurând a luat cuțitul și a zis, Dumnezeule, nici nu știu nimic. Ai zis că nu primești jertfe umane. Dar o fac acum. În momentul ăla Dumnezeu a strigat, oprește-te! Și când s-a oprit, a văzut un berbece, exact în direcția lui. O taie cuțitul ăsta, taie funia asta, dezleagă spruncul și pune-ți aici berbecul ăsta. Și Domnul i-a spus, Avram s-a bucurat! El s-a sărutat pruncul și pe mine m-a omorât. Eu m-am întâlnit cu Avram înaintea voastră. Și ce zis oamenii? Tu ești fiul din curvie. Ce periculos sunt oamenii când se înnervează. Noi nu credem, cred că noi nu știm cum te-ai născut tu. Maria! Rușinea familiei. Iosif! Vai de el! Oamenii sunt foarte periculoși. Și cu toate astea, Domnul s-a îndreptat spre ei, la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Și Iisus a ieșit, ascuns de ucenici din templu. Pentru că oamenii ăștia care nu au treabă cu pocăința, să știți ceva, ei sunt gata să facă orice. Și sunt ăștia care sunt foarte aproape. Dacă nu urăști, și citesc aici, pe tatăl tău, pe mama ta, pe nevasta ta, pe copiii tăi, pe frații tăi, pe surorile tale. Vrei să fii ucenic, da? Îi iubești? Da. Atunci nu ești ucenic. Dar ce-a vrut oare Domnul să zic aici? Nu iubea familia? Ieri am fost pentru a pregătit meeting-ul ăsta pentru familie. Oare am plinit cineva cuvântul ăsta? Citesc ce spunea cuvântul Domnului. Acum de data asta Petru vorbește în Marcu, capitolul 10, versetul 28. Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și Evanghelie. Înseamnă că sunt oameni. Nu fiți surprins. Nu fiți surprins. De ce predic textul ăsta? Pe data de 30 decembrie, soția mea și-a rupt mâna pe aici și cotul pe vreo 6 locuri s-a spart. Noaptea înainte de Revelion am făcut-o cu ea în spital. Noaptea de Revelion am făcut-o cu ea în spital. Nu știu cum era boala, că dacă o țineam de mână, nu durea. Mâna stângă toată a fost operată aici deschisă. Numai de o săptămână i-o luat gipsul, are încă probleme. Am plecat noaptea la biserică, am stat-o acolo, am plecat la toate serviciile, am lăsat-o acolo. Nu mi-am stricat nimic agenda, nimic. Tot ce am avut planificat în agenda m-am dus.
Că de fapt să vă spun, niciodată n-am lăsat-o bine când am plecat în lucrare. Niciodată. Adică niciodată nu a zis, pleacă o dată de acasă, du-te că m-am săturat de tine. I-am lăsat-o cu pruncii bolnavi de zeci de ori. De zeci de ori. Am lăsat-o cu casa toată împrăștiată, vraiește. Am lăsat-o cu musafiri în casă. Și am plecat. Dar de ce? Nu știu. Nu știu. Am avut stabilită evanghelizare săptămâna trecută, de joi până duminică în Otenia. Duminică trebuia să meargă să ia gipsul. Și am spus, auzi, ai două fete, ai două unulori. Ia păi să simtă cu tine. Ai doi băieți, ai doi cine. Ce să fac să mă duc în lucrare? În ușă. Și a spus, stai liniștită. O să nu-s liniștită. Dar să nu plec. Și du-te. Niciodată n-am zis că abia aștept să pleci. Domnul are nevoie de oameni care sunt capabili să plece după El. Să-L urmeze pe El și să nu-L oprească nimeni din felul în care El când te cheamă, te înrolează și te implică. Că atunci când vii la Domnul, Domnul deja spune ce ești în trupul Lui. Pentru că în momentul când vii la Domnul, Domnul spune, am nevoie de tine. Ești capabil? Vrei să fii ucenicul meu? Petru a zis, Doamne, noi am lăsat totul. Pe unii ne-ai luat de la pescuit, eram așa cu undița lângă. Pe altul l-ai luat în timpul serviciului de la vamă. Nu mai mergi anunțe, vezi că cura viitoare nu mai vii. Gata, a fost și tu să fost. Pe altul l-ai ales din altă parte. Dar noi am plecat după tine. Și Domnul a zis, ăsta e frumos ce-a spus Domnul, și eu mi-amintesc cât de adevărat e lucrul ăsta, să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult. Însă, nu-mi plângeți de milă, că să vă spun ceva, n-aveți de ce. Eu am dormit în sute de paturi în viața mea, în casele oamenilor, în cel mai bun pat. Eu cunosc familii care patul lor, patul lor, conjugată, ăsta e cea mai bună cameră. Aici doarme Iisus. Când m-au pus la masă, m-au pus întotdeauna și bolul mi l-a pus primul acolo. Și-a spus, frate, eu m-am îmbrățișat și m-am salutat foarte mulți oameni. Și-am zis, frate, și-am văzut surori. Și m-am întâlnit cu oameni cărora le dau respectul că mi-au fost sfătuitori și consilieri. Și femeilor care în moment de grea încercare au fost mame. Mereu la biserică mă întâlnesc cu mame. Auzi, ce faci, soție? Tu cum ești? Ce să fac? Am ținut-o azi un ceas cu mâna în apă, caldă înainte de a veni. Nu mai știu ce face. Nu-i să-mi doaie mâna. Nici cum. Nu-și poate mișca degetele. O să zic că dacă ia ghips o să fie bine. Ei, dar să mai mergi în lucrare sau să-ți iubești soția? Păi soția mea are nevoie de mine. Dar totdeauna a avut nevoie. Pruncii mei, fiica mea cea mai mare crina, văzându-mi viața din familie și văzând cum e familia noastră, zis, eu vreau să mă căsătoresc și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un bărbat, dar să nu fie slujitor. Atât îl rog pe Dumnezeu. De ce? De zeci de ori, sau poate mai mult, ori dormit pe saltele și musafiri în pat. Eu sunt din Grișul Mare. La Grișul Mare n-avem hotel. Doi, n-avem restaurant. Toți oamenii care veneau, eu îi invitau, vreau să-i duc la mine acasă. Și veneau nu câte unul, doi, veneau și mai mulți. Am dormit zeci de nopți în bucătărie pe colțar. Colțar de lemn, dar cu pernă. Eu dormeam pe partea lungă, soția dormea pe partea scurtă. Mai puneam câte un scaun fiecare, cât un taburet. Și fiecare dintre noi, întâlnindu-mă acum eu cu ea, așa împreună, cum e cu musafirii, el zicea, nu te mai saturi odată să-i inviți. Eu ziceam, nu te mai saturi odată să le pui mâncare, să le faci să se simtă bine. Că dacă nu se simtă oamenii, vin la tine și dacă îi chem, nu mai vin. Dacă ai o soție de alta care când vine cu capiaua, o aruncă așa, stă de-ntropită, și eu la tine nu mai vin acasă.
și n-ai cu tine cu cine să te ceri. Dar auziți, dacă vrea cineva să vină la Domnul, între iubirea Domnului și familie, Domnul vrea să fie number one. Nepotul meu, băiatul Codrin care a fost aici, îmi spune așa, băiețelul number one cu bunicul number one. Domnul zice, eu vreau să fiu pe locul 1. Dar dacă ai musafir și servici divin și ei nu-s pocăiți, de dragul lor stai acasă. Dar nu o să-i lași acasă. Mai și creștini buni ați fi, dacă le-a spune, noi avem o întâlnire foarte importantă. Vreți să veniți cu noi? Nu. Atunci pacea Domnului ne întâlnim peste aproximativ 3 ore, dacă n-a fi har. Oamenii ăștia se vor converti mâine. Nu vă vor disprețui. Pentru că zice, ce-au ce să ăștia? Pentru că dacă nu ești așa, nu poți fi ucenic. Nu eu am spus. Domnul n-are nevoie de oameni de ăștia oaspeți. Deci casa lui. El ne așteaptă aici. El este stăpânul la casei astea. Eu am venit așa cu o teamă că El ne așteaptă. El ne dă întâlniri. El ne fixează întâlniri. El nu lipsește niciodată. El nu întârzie niciodată. El e aici. Și spune, știi la cine mă uit? La cine poate fi ucenic? Sunt momente când greu îți lași acasă lucrurile. Când greu. Și Domnul spune, eu vreau să fiu aici. Eu vreau să fiu la întâlnire. Eu vreau să fii ce vreau eu. Și pe tine n-are voie să te oprească nimeni. Eram la Oravița. Și la sfârșit au venit mai mulți care s-au predat. Și a treia persoană care a fost, și eu m-am mai predat de 2 ori. Claudiu m-a dat, a 2 ori a rămas. Dar ea s-a predat de 2 ori, era a 3-a oară. Și bine zic, dar cum v-ați predat de 2 ori? Eu mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să mă botez odată cu bărbatul meu. Amândoi deodată. Zic, dă-te deoparte. N-are nevoie Domnul de dumneata. Păi cum vorbiți așa? Eu sunt medic. Nu știu ce ești, zic. Nu ești vrednică. Între tine și Domnul nu intră soțul. Domnul te vrea pe tine. Pare rău că am fost în seara asta aici la biserică, că m-ați jignit public. Deloc. Nu poți fi ucenic. Zice, pentru că Domnul te vrea. Și auziți? Nu poți fi ucenic dacă nu-ți porți crucea. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine cu ea, cu crucea, nu poate fi ucenic. Cel mai tulburător gând este să spune, vedeți că dacă te pocăiești, o să tragi după tine cruce. Ce asta? Cruce. Cruce nu e aia care o fac oamenii și o pun așa, se tatuează cu ea, o pun la o intersecție, o pun într-o biserică. Și aia e tot cruce. Nimeni nu știa că, de fapt, dacă ar fi omorât pe Domnul, că evreii au vrut să-l omoare, le-au luat prada din mână romanii, că ei nu puteau, că erau robi. Dar dacă evreii l-ar fi omorât pe Domnul Iisus Hristos, vreau să știți că n-am fi avut niciodată crucea, am fi avut pietre, bolovani. Pentru că evreii condamnau la moarte, după cuvântul Domnului, prin omorâre cu pietre. Dacă evreii ar fi fost liberi și dacă Pilat ar fi zis, luați-l, faceți-l voi ceva cu el, prima dată l-ar fi omorât cu pietre pe el. Ei nu știau altfel de condamnare biblică. Condamnare o aveau omorârea cu pietre. Romanii aveau pedeapsa condamnării prin crucificare, cum asirienii cu decapitare. Și după ce decapitau, oamenii le puneau capurile așa o piramidă cu fețele spre ei. Și tăi zic, ce cruze sunt ăștia. Dar de ce cruce-i vorba? Adică să-ți duci crucea. Adică când vii la întâlnire, nu știu cum priviți lucrurile. Avem o soră în biserică. Ea s-a întors la Domnul de vreo 3 ani. Ne-a rugat să-i lăsăm undeva un sertar acolo, unde e o clasă de copii, au dulapurile lor, unde își pun
au colțul vesel, spun bomboane, dați-mi și îmi duce o cămăruță atâta mică, să-mi pun și o fustă aici. De când s-o pocăit, în dulap și în casă n-are voie să aibă nici fustă, nici rog. Săratul ăsta bărbatul. Mi-a spus că cel puțin de 100 de ori o fi zis că mă moară. Acum ați bucuros că s-a uitat de pe geam de la etajul 6, de unde stau eu la Fortuna, în blocul 10, și a văzut foarte multă lumină la Moise Ardelean, la biserică, și acum zice că moară pe Moise. Am ieșit eu. Când vine la biserică, zice, nu mai are treabă cu tine soțul. Zice, nu știu, acum are cu Moise Ardelean treabă, cu pastorul. Și a zis că se duce la Ambon, uite că acolo vrea să facă numai câtă suferință are el. Că eu mă duc la biserică. Și am zis, pe fine, soră, vreau și eu să fiu ca toate surorile. Atenție, ascultați. Vreau să fiu ca el. Mă întreabă, nu putem veni în pantalon, dar veniți cum vreți în cele din urmă. De-aia întrebați-o pe sora asta. Vreau și eu, așa îi place Domnului. Și coboară să duce și a fustă și vine în biserică cu fustă. Și pleacă înapoi iar în pantalon. Și grăbită. Și când ajunge acasă, o înjură bărbatul. Și o lovește. Și așa, minte puțin avem câteodată, crezând că ajutăm oamenii să scape de cruce. Am fost în vizită cu un alt păstor, cu Miron Popan, și am vrut să o scăpăm de cruce. Mai acum ales că m-am gândit că acum, având în biserică pe cineva care te poate ajuta, un comisar șef avem în biserică, am văzut aia și a spus cât de urât să poartă bărbatul și cât e de violent și de crud cu ea. Am spus, soră, după ce mi-a povestit, eu eram cu soția, celălalt păstor era cu soția, uite, eu cred că am putea să te ajutăm. Vorbim și cu poliția, vorbim și cu organizația femeilor și să-l înmute pe ăsta trei județe, dincolo de Hunedoara, să nu mai poată să te amenințe pe tine. Regret, n-am vorbit de la Domnul. S-a uitat la mine și a zis, frate păstor, dar eu n-am murit. Bărbatul meu n-a murit. Eu m-am dus în biserică la ortodox, la altar. Și acolo Dumnezeu m-a auzit când am zis că până la moarte voi rămâne cu bărbatul meu. Nu vor rușine de ce caut la femeia asta. Cruce. Păi am vrea să nu ne vadă nimeni. Să fim niște creștini afară, bisericoși ăia de acolo, și noi să avem o biserică cât mai lumească. Să vă simțiți bine aici. Simțiți-vă toți bine. Nu se poate. Nu poate fi ucenicul meu dacă n-are cruce. Bărbat convertit, o soție care s-a temut de el. A fost când a fost în lumea lui, a fost ca lume. Și acum de când s-a pocăit, să pune jos să roagă. Și soția lui întotdeauna nimerește pe fluierele picioarelor, cu picioarele ei. Și mi-a arătat, zice, frate, uite ce vână de aici, frate. Bă, de ce? Întotdeauna ea trece pe lângă mine, da? Dar nu știe să facă pașii, bine, întotdeauna mă cadre. Una că mă întorc foarte tare de agitere. Și că mă apasă și... Pocăitule, mai gata că vreau să ne culcăm. Ce zic, cum ești? Frate, și eu m-am pocăit. Odată am strigat și am zis, vreau să văd dacă ești pocăit sau nu! Cum? Pocăiți nu au voie să se uite urât, nu să strige. Vreți să fiți ucenici? N-aveți cruce? Domnul cunoaște oamenii după cruce. Mai vrea cineva... E interesat cineva să vină după Domnul și apoi să meargă alături de el, să zică, mă bucur, tu ești ucenic, de ce? Ai cruce! Pentru că lumea asta se împarte în două, oamenii. Făcători de ăștia de minuni de cruci și purtători de cruci. Așa se împarte lumea asta, atât. Tu ce faci? Eu duc cruce. Tu ce faci? Eu fac cruce. Asta e tot. Ajungi un om care ești ca un miel.
și ca o oaie. Te cheamă domnul Evrăz. Vrea să vină cineva după mine, da. No, bine, atunci te trimit în lumea asta. Dar cum plecăm? Ca niște miei în mijlocul lupilor. Altul zice evanghelist, ca niște oi în mijlocul lupilor. Luați un miel și aruncați-l într-o haită de lup. Nici o șansă, nu? Vă spun eu, 100% viață. Mă auziți? De când e biserica pe care n-a putut-o birui niciodată porțile locuinței morților, e că niciun miel nu a fost mâncat de lupi. Vă știți? Nu s-a întâmplat să fie mâncat niciun miel de lupi și nici o oaie n-a fost sfârșiată. O zis, domn, vă trimit ca pe niște oi. Ne văd oamenii cu cruce. Noi semănăm cu ei, noi suntem mulți. Dar nu înseamnă că suntem înfrânți. Eu am crescut aici în județul Alba, pe Valea Arieșului. Am fost singuri pocăiți acolo în comună și pe zona aia. La școală niciodată n-am recunoscut că-s pocăit, dar totdeauna m-am pedepsit. Am avut un învățător rău. Pe clasa a patra, nici nu mi-amintesc cum a putut să facă ce-a făcut. Mi-a ridicat pantalonii așa până la genunchi și m-a luat boabe de porumb și le-a pus jos așa și m-a luat de ureche și m-a încheiat. M-a pus acolo. Pocăitule! Și eu plângând, nu-s pocăit! Ești pocăit! Nu-s pocăit! Mama și tata, eu nu-s! Sunt un pic mai mare. N-am mai fost lupi. Nici lei, nici urși. M-au ridicat de acolo umilit, dar și în durere. M-am dus acasă și am spus, tată, eu la școală nu mai merg, nimeni nu mă crede că nu-s pocăit. Mă, tu ești pocăit? Nu-s pocăit. Așa de spuneți. De ce mă umilesc? Mă, zice, așa au făcut cu Domnul. Facă cu Domnul și cu voi. N-am nevoie de cruce. Și îmi doream așa ca Marx. Și nu a fost să fie așa. Ne-am mutat la Griș, de acolo m-am dus la Arad. Și la 17 ani m-am botezat. Și am zis, mai mă duc și eu cu cruce așa. Că mama îmi spunea mie că n-o să mă mânce lupul. Ieșeam cu animalele anul ăsta pe un deal, anul celălalt pe un deal. Să cosa într-o parte și să pășuna în cealaltă parte. Și când veneam, mă prindea noaptea. Și veneam singur. Aduceam lapte prima dată, caș, zăr. Și era ce am ajuns. Și dacă mă prindea seara în pădure, mă prindea așa o frică. Și când se frică, auzi și o cădere de creangă de pe care au plecat o pasăre, auzi parcă e o bombă. Puștat de tunel. Și a spus, mama, atât de frică. Și a zis, mama, auzi, hai să spună ceva. Vede la întâlnă, da? Aprinde-o. Leu, dar nu este. Ursul, nici de el nu este. Dar lupul, vulpea. Tu când te auzi numai un pic de mișcare, va prinde lanterna. Să vezi cum fug. Nu se atinge nimeni de tine, nimic. Plecam de acolo, începea murmul. Te prindea lanterna. Să meargă, să funcționeze. Și cântea câteodată, o frunză. Prindea lanterna. Mai auzeam câteodată fugând ceva. Ce să fie fugit de acolo? Un șobolan sau ceva. Și l-am salvat din pricina luminii. Crucea e semn, dar nu de înfrângere. Ascultați-mă! E semn după care te cunoaște Domnul. Când cineva te întreabă, au, tu nu ești pocăit? Mâine te duci să nu te mai cunoască că ești pocăit. Corect? De ce? Pentru că trăirea pe calea asta a Domnului e ca lumea asta să te identifice. Și apoi când te identifică să fii capabil. Da, am fost în Macedonia. Și acolo am stat de vorbă cu o femeie, cu batica, cum așa am doit, și am făcut. Și celelalte femei purtau robă de aia cu
Niciodată nu ne-a servit nimeni în casa lor, femei, de pe care acum vor să devină creștini. În noastră surprins, bătea la ușă, vedeam o mână cu tavă, că se întinde. Mergea soțul și mă ducea aici. Și a zis, auzi, da, eu nu vă înțeleg. Cum puteți fi umiliți așa? Cu îmbrăcămintea asta. În Macedonia. În Scopie, acolo, ele erau, lumea asta era altfel. S-a uitat așa la mine și a spus, vreau să vă spun ceva. Noastră știți că hainele astea mi le cumpără bărbatul meu? Păi eu le port și-l iubesc. Tu astea, cine vă ia hainele? Am zis, soția, ea îmi cumpără întotdeauna, nu poate să merg în magazin. Mi-e greu să mă duc să probez păpucii sau costumele, mi-e duce acasă, le probez. Te vede cineva, care îmi zice, ce te-ai îmbrăcat cu hainele astea? Păi știi, mi-l-a luat soția. Păi de cu aia zot, tași, băi, eu o iubesc. Și ce mi-a dat ea? Viața asta pe pământ e o relație cu cineva. Și dacă cineva nu-i de acord, nu înseamnă că eu trebuie să mă schimb dacă eu iubesc. Domnul Iisus Hristos a zis, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine. Adică Domnul a purtat cruce. Nu doar atunci când și-a dus oaia de lemn, ci făcea bine când a venit la templu și s-a întâlnit cu răii ăștia, cu pietre în buzunare, ei veneau după noapte de somn, el venea după noapte de rugăciune. Domnul venea de la rugăciune, dis de dimineață a ajuns acolo printre primii și au venit oamenii ăștia. Și Domnul altfel vedea lumea, că după ce stai în prezența Domnului, altfel gândești, altfel vorbești despre oameni. Că doar în prezența Lui ți se schimbă inima și mintea și ești diferit. Și a venit acolo. Și El a fost ca unul care a arătat iubirea Lui Dumnezeu. Și pentru că a fost bun. Ăia cu pietre au zis, oh, ne-ai luat prada din mână. Și a vrut să lovească în El. Și a fugit dintre ei, că nu i-a sosit vremea. Că de ce dați în El, măi? Pentru că nu a vrut să o moare. Că am dus o femeie să o omoare și n-a vrut. De ce? Pentru că răi vor să fie răi. Și dacă ești bun și nu poți să omoare pe rău, te omoară pe tine. Știți ce înseamnă cruce? Nu se doare spatele. A, frate, mă doare, am muncit atâta în construcții până i s-a strâmbat coloana. Și-a condus atâta mașina pe tir până zândiară. Și acum avem dureri, o să o recunoaște. Astea nu sunt cruci. Dar sunt dureri care le avem noi. Am mâncat foarte mult și acum îmi doare stomacul. Și nesăbuința noastră, că nu mai predicăm, să ne ierte Dumnezeu, că nu mai predicăm despre îmbuibare câteodată, că este un păcat mare. Felul de a nu te controla la lucruri pe care Dumnezeu și-a fost, îți pui aici un cuțit. Crucea înseamnă din pricina Lui a neprihănirii pe care o trăiești. Să renunți la un mod de viață și să vii la întâlnire cu El, să citești Biblia cu plăcere, Biblia și spui oamenilor, am citit dimineață în Biblie. Să te rogi de plăcere, nu doar să te rogi că trebuie să nu te taci o mașină, am început lucru, Doamne, am mă duc la lucru, mă duc la școală, fă bine, am examen. Și altfel să te rogi. Am sunat pe pastorul lui Vioa Ținte, la el trebuia să fiu zilele astea. Și îmi spune Lidia, auzi, Guțu, nu poate vorbi cu tine. Păi Lidia, tu spune cine îl sună. Este mai important ca mine. Eu spune un pic, eu spune, zice către mine, da, nu vor rușine un pic. Hai să spun, știi ce am vrut să zic? Să fii la rugăciune? O să zic, da, iartă-mă. El era undeva. Și a zis, Doamne, dacă astăzi trebuie să duc crucea, ajută-mă, nu vreau să dau cu ea de pământ. Nu vreau să mă enervez pe oameni. Nu vreau să fiu un om tranșant. Că tu n-ai fost tranșant, tu nu ai tăiat. Tu ai legat tot timpul. A fi creștin înseamnă a-ți plăcea să-ți duci crucea. Nu e umilință asta.
Nu e umilință. Unul din băieții care s-a pocăit la noi în Agri și a fost fiul unui director în Arad. Și omul ăsta a fost cunoscut. El era student la Silvic și a venit acasă, el se botează, se pocăiește și sâmbătă înainte de botez m-a chemat tata lui și mama. Înainte de ora 12, pe la 11, am ajuns acolo la ei, când a terminat catecheza, tot am venit la casă, mi-a spus cum îmi bat joc de familia lui, că eu îl învăț pe copilul lui să nu-l asculte. Și a spus, bine, domnul Faur, dar vreau să vă întreb, ce îl învățați pe copilul dumneavoastră? Să nu se boteze! Nu vă supărați, să nu vă asculte. Să nu vă asculte. De ce? Pentru că Domnul a zis, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. El, copilul, când mi-a dat bani și m-a dus la Timișoara, totdeauna m-a întrebat, ai fost și tu la o discotecă, ai fost și tu la un club undeva, ai fost la un bar. Am zis, tată, nu mă duc. Nu vezi? Nu mă ascultă. Să nu vă asculte. Îmi racolați copilul, vă bate joc de mine. Nu. Iisus Hristos îl ia. Nu va mai fi pe nume începând de luni. Dar el zice, tată, nici tractorul care l-a era, nu ți-l mai dau. Și m-a lăsat la 12 cu el. El a plecat. A zis, tata, te rog, botează-l, dar nu cu toți oamenii odată. După ce gați botezul și tăți încep să plece, bagă și pe el, să iei cât vrei în apă. Dar dacă mă întreabă oamenii să zic că nu s-o pot, să nu facă poză cu nimeni. Și a zis, acum băiatul ăsta e matur, știe el ce să facă, are 19 ani, student. Mă zic, Adi, o zis tata tău, dacă va trebui să nu mai fiu niciodată copilul lui, îl am pe Dumnezeu Tată, Noul Ierusalim va fi mama mea și voi veți fi frați. Eu-l pierd pe tata. Eu o să o pierd pe mama sau ei mă pierd pe mine. Am o soră, mă pierde sau o pierd. Dacă mă integrez într-o familie veșnică, dacă de dragul Domnului va trebui să sufăr, cu toată bucuria o sufăr. Suport orice. Așa au murit oamenii senini și fără regret. Faceți-vă socoteala fiecare, vreți sau nu vreți. Pentru că așa spunea Domnul Iisus Hristos, faceți-vă socoteala cheltuielilor. Eu vreau să mă botez. Pentru ce? Trebuie să ne căsătorim. Nu te botezau, mă stai, nu are nimic comun una cu alta. Mie îmi place cum sunteți aici. N-are niciun rost. A fi ucenic înseamnă să renunți, dacă e cazul, la familie, la confort. Și dacă soția n-ar vrea să mai meargă pe cale, mă voi duce singur. Și am spus soției, dacă într-o zi nu o să mai merg după Iisus, să nu te oprești din mersul tău după Iisus. Și dacă între noi va fi să ne purtăm cruci, să le purtăm. Dar alea de dragul Domnului, de lucrarea care o facem, nu de vai de noi, umiliți, că și voi pocăiți. Trece un domn pe lângă biserica noastră, a fost ofițer la unitatea militară de la Meditate. O mai rămas cu un biet câine. Și îl plimbă pe acolo și... Dumneavoastră sunteți popa de aici. Da, un fel. Parohul? Un fel. La noi se zice pastor. Da. Să știți că nu tăți câți vin aici la biserică, la dumneavoastră, îți și pocăiți. Toți, zic. Eu nu mă pocăiți de aici. Nu e adevărat. Este unul, zice, cum beam eu cu două tope de eșapament. Și m-a văzut când m-am dus cu câinile, așa, știi? Și când a văzut că sunt câinile în dreptul mașinii lui, o accelerat. Așa s-a speriat câinile, că două zile o tremurat. Și ăla nu-i pocăit cu nu-i câinele meu. Pocăiți nu au voie. Pocăiții trebuie să rabde, să fie bun cu animalele. Și acum l-am văzut pe ăsta cu BMW-ul, cu două tobe. Și a zis,
Zice, frate, m-a enervat și el și câinile. Bine, mai omule, dar de ce n-ai suportat să mă ierte Domnul? Mă duc și-mi cer iertare lui. Fă ce vrei. Îi Domnul ăla care își plimbă câinele și care îmi spune că și dacă își va scăpa câinele în curtea bisericii, nu intră. Că doi lei nu dă pe noi. Are două fete, dar nu-l bagă în seamă, că atunci când a fost tânăr, a fost un Don Juan. S-a trăit viața cum o trăie și fetele, nu-l lasă nici măcar să se uite la nepoți. Acum văd cheltuiala, văd socoteala și vezi ce îți cere Domnul, pentru că al treilea lucru care zice Domnul, și oricine dintre voi care nu se lapădă de ce are el, dacă nu elimini de tine, nu poți fi ucenic. Eu am un copil și nu-l duc la adunare. Pentru că voi când tușiți, vine virus și mi-l lovește. O femeie la noi la biserică, o venit, să zic, unde sunt copii? Vii foarte rar. O zic, frate, mă, toată lumea tușește, nu? Și da, tu virus, și ce-s virusul? Să-ți invizibil! Dacă-s invizibil, ei pleacă o grămadă după tine când pleci de la biserică. Când ai deschis ușa, pa, direct pruncul să-l lovesc. Ei intră pe gaura chei, ei intră când deschizi geamul, nu mă răbătesc puțin. Frate zice, nu vorbi așa. Dacă nu te lapezi de firea ta care minte. Eu stau acasă să am grijă de mama. Dar uitați-vă ce spunea Domnul Iisus Hristos și e bine să citim. Domnul Iisus Hristos a știut și a avut răspuns pentru fiecare om în parte. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne uităm la ce spunea Iisus. Pe cât era pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerurilor au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să odihni capul. Tu unde locuiești? Tu ai un pat. Tu n-ai? Nu. Eu nici o pernă n-am. Într-o zi a venit mama și frații lui. Pentru că Domnul a avut o mamă pe Maria și a mai avut frați. Unul dintre ei e Iacob, cel care scrie epistola, presbiterul bisericii din Ierusalim, de când ea a fost împreună cu Iosif. Și-a zis, mama și frații tăi sunt afară. Mama și frații tăi sunteți voi. Eu de dragul vostru nu dau nimic pe alții. Să știți ce vorbe rostea Iisus Hristos? Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc mai întâi să îngrope tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Vai de noi dacă nu predicăm Evanghelia. Că nu vă place. Sau că nu-mi place. O zi Dumnezeu mă va întreba ce Evanghelia am predicat. Cât se agrează cu Evanghelia mea, cum spunea Pavel. Sau o Evanghelia noastră, familia. Când pot veni cu toată familia, bine. Când vin fără să am probleme, bine. Când vin și dacă am chef, bine. Dacă nu mă doare în spate, dacă îmi place cine vine să predice, sau dacă îmi plac oamenii, dacă nu ești vrednic să te lapezi de pretenții, nu poți fi ucenic. Și eu în această seară las această Evanghelie pentru inimile noastre. E cineva căutător de Dumnezeu sincer? Preocupat nu de familie, o pierd. Ați văzut cum să pierd membrii familiei pe rând? Ne-a
zis Dumnezeu că să dăm o durere. Și am pierdut într-o zi un soț și o soție. Cei mai cuminți copii din biserică. Și am avut pe amândoi două sicrii albe puse în fața angolului. I-am înmormântat așa, cum să face creștinește? Nu sunt niciodată făcut o groapă imens de mare, mai mare decât trebuia pentru două sicrie. Mai încăpea măcar unul jumate, dacă nu două, să fie patru. Și ce-a făcut o gropașă așa mare, a făcut un patrat. Și la două săptămâni, duminica dimineața înainte de cina Domnului, am avut o vedenie. Singur, mă trezise mai dimineață, mă pregăteam să mă duc la adunare, în lineața să predic, și m-am găsit în cimitir. Nu eram în pat, eram pe genunchi. Și acum stăteam în cimitir, am văzut groapa aia mare și am văzut cum s-au acoperit. Și am văzut cum s-au pus coroanele. Au fost foarte multe coroane. Și lumea s-a dispersat și a plecat. Și acolo, din colțul cimitirului, unde aveam spre niște blocuri, am văzut o persoană înaltă. Știam că e Domnul. S-a uitat spre mine, mă uitam la mormântul ăsta acoperit de coroane și deodată când m-am uitat, toate coroanele erau ofilite. Toate coroanele erau veștejite, urite. Era un morman de gunoi acolo aproape. Și m-am uitat. Și de acolo a venit voce. Și a zis așa. Așa sunt hotărârile luate ca și coroanele. Și în momentul ăla am simțit o mustrare în cuget. Știam că vorbește despre mine, despre biserică, despre noi. Și Domnul mi-a spus să spun poporului lucrul ăsta. Așa atunci mi-a vorbit. M-am dus la biserică și am zis, înainte de a merge la cina Domnului, mă duc în cimitir, nu departe. Și mă întorc, așa am simțit. Mă întorc și le spun, eu vin din cimitir la voi. Dar înainte de a pleca la cimitir, am spus la un frate, mai am avut o lepele, m-a tulburat. Sunt tulburat pentru ceea ce trebuie să fac. Dar trebuie să fac. Dar ce vrei să fac? Mă duc în cimitir. Pentru ce? Vreau să mă duc la mormântul ăștia doi soți. Și să vin de acolo înapoi. Nu te mai duc. Ca și când ai fi mers. Spune ce ai de spus. Mi-a plăcut. Să știți cât de important e să ascult detaliile pe care ți le dă Dumnezeu. Și am spus biserici atunci dimineața la cina Domnului. Și am avut o mustrare foarte mare în cuget. Pentru că un om m-a oprit din metoda lui Dumnezeu. Eu trebuia să le spun așa. Eu vin din cimitir. Și le-am spus că am avut o vedenie. Ce mi-a zis Domnul să fac, eu n-am făcut. Și au trecut o lună și un pic. Și am plâns cu toată biserica. La o tânără sub 19 ani. Mai trebuia o lună, cred că se împlinea. Sub 20 de ani, mai trebuia să aibă 20 de ani. 19 ani și aproape 11 luni. A avut un incendiu în casă și avea o fetiță. Și-a fugit să-și salveze fetița. A salvat fetița. Dar ea a murit în drum spre București pe elicopter. A plecat cu fetița. Fetița era la Arci, acolo în București. Ea era în sicriu. O mamă eroină. O fată care a rămas cu handicap pe viață. Fără mamă. Știți ce mustrare de cuget am avut? Am ce să le mai spun la oameni? Că Dumnezeu spune să nu-ți fie teamă. Dumnezeu spune, așa cum îți transmit mesajul, tu așa trebuie să-l duci. Nu priviți ca un mesaj al meu. Mi-e foarte greu să vă spun că am renunțat în viață la multe lucruri care le-am avut ca durere. Am avut o familie și am o familie binecuvântată. Am lăsat acasă copiii suspinând. Am avut foarte multe lucruri, dar m-am dus de dragul Domnului. Nu regret deloc. În viața asta trebuie să porți cruce.
pentru mersul ăsta sacrifici până și viața ta. Gândiți-vă că citim așa cu mult suflet și inimă, cum mi s-o lua la mamei pruncii din brațe. Da, citiți în Evrei 11 și veți găsi numărul eroilor și apoi a martirilor. Și-au murit senin, nevinovați. Nevinovați. De dragul Domnului au renunțat la viață și au pierdut familii, au fost scoși afară din case, au pribegit prin munți și prin pustie, oameni de care pământul nu era vrednic, călcau pe pământ niște sfinți și Dumnezeu a zis, pământul ăsta stricat și spurcat și întinat n-ar trebui atins de oamenii ăștia, pentru că lutul ăsta are în ei un Duh Sfânt, o putere a lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia au avut sfârșitul lor glorios. Că și-au făcut socoteală și-au zis, de dragul Domnului voi renunța la tot ca să ajung acasă. Hristos a dat model. Auziți? Hristos a dat model și pildă. A făcut bine, nu ca noi. Nu și-a înjosit mama și frații niciodată. Dar când era în părtășie cu Fiii lui Dumnezeu, cu oameni despre care Dumnezeu mărturisește și zice așa ca despre Domnul, că pe când s-a ridicat Domnul din apă, a ieșit din apă, s-a deschis cerul și Dumnezeu a zis, ăsta este Fiul meu, mărit să fie Dumnezeu. Apoi Domnul ne spune prin Apostolul Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Asta e o onoare, o cinste, să fim familia lui Dumnezeu. Asta e biserica. Comparativ cu biserica, familia trebuie să-și aibă locul ei. Aici e Dumnezeu, Mântuitorul și Duhul Sfânt. De dragul Lui avem cruce. Mântuirea aduce sabie, nu pace. Că eu am venit să aduc sabia. Și ridic împotrivă pe noră cu soacră, pe tată cu fiu. De ce? Pentru că oricine va trăi cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Din pricina Lui ne urăsc oamenii pe noi. Pentru că cine nu-L iubește pe Domnul, ne urăște pe noi. Pentru că în cele din urmă n-ar avea nimeni cu soția lui, cu soțul, cu copiii. N-ar avea nimeni nimic. Dar din pricina celui ce zice, el e lumină și tu faci o lumină în jurul tău. Lumina din tine l-o sândește pe el. Pentru că el își dă seama că trebuie să se schimbe. Pentru că nu alergați cu lumea la același potop de desfriu. Oamenii vă urăsc. Oamenii ne urăsc că venim la biserică. Nu am treabă cu noi. Au cu Cel care ne-a spus că ne-a înrolat, că ne-a mântuit și ne-a pus să fim un mădular al Lui. Ești pregătit în seara asta să-I dai un răspuns Domnului? Voi care ați plecat pe drumul ăsta, ce folos să pleci să n-ajungi? A, și eu am fost la biserică. Să zică Domnul întorcându-se, tu nu poți fi ucenic. Asta e durere, nu? Să vii la biserică, spune Domnul, eu nu te cunosc. Eu nu te cunosc. Unul, pentru că tu ai foarte multă preocupare doar de familie. Tu ai foarte multă preocupare de cinstea ta, de onoarea ta. Pe tine să nu cade un pai că tu te superi. Tu nu ești gata să duci crucea. Tu nu ești gata să te lapezi de tine. Vrei în seara asta să vorbești cu sufletul tău care e veșnic și are preț înaintea lui Dumnezeu și să-ți predai viața? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Aș vrea fiecare acolo unde sunteți. Ar trebui să vă spun că nu mă interesează prea mult. Dar vreau să vă spun că îl interesează pe Domnul să stați cu capul plecat. Pentru că vrea să se atingă de niște suflete. Și vrea să mântuiască în această seară. Și vrea să spună, nu ești ucenic. Doar în condițiile în care eu îți cer. Și dacă în această seară, uitându-te în urma ta, la familia ta, îți dai seama că nu-s de acord cu tine, Domnul spune că vei fi ucenic dacă vei pleca fără ei.
că vei fi ucenic dacă vei accepta să duci cruce, că vei fi ucenic dacă te vei lepăda de tot ceea ce e egoismul tău, pretențiile tale, mofturile tale și dorințele tale, că El s-a dezbrăcat de dumnezeire și a luat un chip de rob, făcându-se ascultător până la cruce. Și dacă cineva în seara asta, acum când biserica, când oamenii care s-au înrolat în această armată a Domnului, în trupul lui Hristos, făcând parte din biserica lui Iisus Hristos, ei mijlocesc în locul acesta, pentru că simt că aceasta e voia lui Dumnezeu, că ăsta e cuvântul Mântuitorului. E sapara că lobe de fire mai niasent. Dacă Duhul Sfânt te atinge și te cercetează în această seară și vrei să vii după Iisus și să-L urmezi pe El, fă un semn să te vadă El. Eu stau cu ochii închiși. Alții ca mine care simt că asta e chemarea Domnului pentru tine. Dacă vrea să vină cineva după mine, să nu țină la familie mai mult decât la mine, nici chiar la viața lui. Dacă vrea cineva să vină după mine, să nu-și dorească o viață fără cruce, că nu-l cunosc. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de tot ceea ce-i dreptate, ceea ce-i etic și normal, și să vină să-și plece capul și să mă urmeze, ca să-L cunosc eu, Domnul. Dacă ești aici în seara asta, te vede Domnul, nu mă preocup, nu mă interesează, dar vreau să te aduc înaintea Domnului. El e aici lângă tine și te așteaptă în seara asta să spună, hai vino după mine. Doamne Iisuse, dacă e cineva căutător de tine, dacă e un om sincer cu el și cu tine și a înțeles că asta e chemarea ta și voia ta, că ăsta e felul de a-i cunoaște pe ucenici și asta e metoda pe care ai lăsat-o să fie în lumea asta pentru cei care te urmează pe tine, tu-l cunoști, Doamne. Și îl știi. Ia-l de mână. Ia-l în brațele tale. Poate va ajunge să se simtă singur. Un orb și-a dorit mult să primească vindecare și a primit-o când n-a voit. Și după ce a primit-o, a fost dat afară din sat, a fost dat afară din sinagogă și familia nu l-a mai primit. Un singur a rămas tot singur și tot în pustiu. Vedea acum, dar nu mai vedea oameni, nu mai vedea familii, nu mai vedea templu sau sinagogă. Ce a rămas în pustiu până s-a întâlnit cu tine, Fiul lui Dumnezeu. Te rog să iei de mână pe cei descurajați. Eu știu că cugetul lor e atins de tine. Eu știu că tu îi cercetezi. Eu știu că Duhul tău luminează în momentele acestea. Dacă cineva vrea să fie mântuit și vrea să vină după tine, spune-i că va avea siguranță. Spune-i că va avea victorie. Spune-i că nu va cădea niciodată. Pentru că biserica nu poate fi înfrântă. Biserica nu poate fi biruită. Pentru că tu ești răscumpărătorul și mântuitorul. Mărit să fie numele tău, dacă în taina lui cu frică, Doamne, își spune ajută-mă, îți cere ajutorul tău, ajută-l, Doamne, ajută-l să poată renunța la cei care îl vor ocori și îl vor disprețui, ajută-l să poată să-și ducă crucea. Fiul lui Dumnezeu, când ți-ai dus crucea, n-ai mai putut să o duci, ai căzut sub povara ei, un altul ți-a dus-o până la locul unde ai murit. Spune-le că tu îi ajuți. Spune-le că îi vei ajuta, că și tu ai fost ajutat, că tu înțelegi pe purtătorii de cruce, că vei veni în ajutorul lor. Doamne, dă-le curaj și îndrăzneală, Doamne. Doamne, dacă simt că au anumite lucruri ca atracție, Doamne. Poate n-au ajuns să urască tutunul, sau băutura, sau înjuratul, sau alt păcat de ură sau de curvie, Doamne, și să gândesc că ei trebuie să se lapede de lucrurile astea. Doamne, la Tine-i foarte ca aia care curăță, la Tine-i apa aceea divină care spală, sângele Tău curățește și jertfa Ta, Doamne, noiește pe oameni.
te rog să-i transport și te rog să-i schimb, Doamne. Mă rog în această seară, mântuiește aici, Doamne. Dacă cineva te caută, Doamne, dacă cineva în smerenia lui își vrea mântuirea și îi frică de iad și vrea să ajungă în cer, dacă îți cere ajutorul tău și vrea să te urmeze, să plece după tine, nu să se laude că e un creștin și tu îi spui că nu-i creștin, că nu-i ucenicul tău, în această seară te rog, ocupă-te de el. Nu va mai pleca niciodată dacă se va întâlni cu tine. Fă-te descoperit în această seară. Te va iubi pe tine mai mult ca orice în lumea asta. Te va iubi pentru mântuirea care o primește. Și te va iubi pentru veșnicia în care îl aștepți. Crezul și speranța noastră e că în lumea asta ne dai binecuvântări. Și când te cunoaștem pe tine, împreună cu crucea noastră, împreună cu prigonirile, cu lepădările care le-a făcut, câte binecuvântări ne-ai dat, nu suntem vrednici să-ți mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai copleșit cu binecuvântări, Doamne. Că aici, în lumea asta, ne-ai dat atâtea binecuvântări, că în locul relelor care s-au făcut peste noi și noi, Doamne, au venit binecuvântările tale, ne-ai destulat cu ele. Și îți mulțumesc că ești atât de bun cu noi aici. Dar ne asigur viitorul veșnic, mărire numelui tău. De aceea mă rog, dacă cineva își dorește mântuirea, dacă cineva dorește să pășească pe calea ta, ajută-l. Ajută-l, te rog. După ce își va vedea viața lui și îl vei curăți, deschide-i ochii să vadă cerul. Și va fi dragă lumea de aici în felul ăsta de slujire și pentru binecuvântări, dar în mod deosebit pentru cerul în care ne aștepți tu. Lăudat să fie numele tău. Mulțumesc pentru seara asta, pentru părtășia care am avut-o, pentru Duhul Sfânt care a fost aici între noi, pentru cercetarea sublimă, dulcele cuvânt care l-ai de chemare. Ca să nu fim robiți în lumea asta de diavolul, ca să fii stăpânul nostru, ca atunci când plecăm cu tine să ajungem acasă, Doamne, ajută-ne pe fiecare. Și încă o dată mă rog, căutătorii de tine, fă-i să te găsească. Dacă nu sunt interesați de tine, vor pleca înapoi în întuneric, în păcatul lor. Dar în seara asta ai făcut lumină jurul nostru, cuvântul tău ne-a vorbit, Duhul Sfânt ne-a luminat. Și de aceea ajută-ne să mergem pe calea ta și numele tău să fie glorificat în viața noastră, în trăirea noastră și în slujirea fiecăruia de aici. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și călăuzirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Vreau să preocupați lucrurile pentru câteva momente. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cântarea de laude, pentru mesajul Evangheliei și centrul mesajului Evangheliei a fost următorul. Prioritatea vieții trebuie să fie Domnul. Nimeni să nu fie deasupra Domnului și Domnul să fie prioritatea vieții noastre și o astfel de prioritate să avem fiecare din noi, pentru că ne va fi o adevărată binecuvântare și în viața aceasta, dar siguranță pentru eternitate va fi o binecuvântare veșnică. Vreau să anunț persoanele care s-au înscris pentru botez. Vom începe catecheza și profit de faptul că sunt persoane din jurul oroștii care vor să încheie legământul cu Domnul la botezului. Vom începe perioada de catecheză în fiecare marți și în fiecare joi, începând cu ora 17. Deci marțea și joia, începând cu ora 17, ne întâlnim aici la biserică și vom începe perioada de catecheză pentru botezul pe care vom avea în luna aprilie. Mâine dimineață ne vedem la Casa Domnului, este duminică, este prima duminică a lunii, vom începe slujba începând cu ora 9 și vom conclude undeva în jurul orei 12. Vom avea și actul cinei Domnului. Dumnezeu să ne binecuvineze să fim prezenți la această părtășie sfântă în Casa lui Dumnezeu. Și apoi, desigur, și după masă ne vedem în Casa Domnului la o altă seară de evangelizare. Împreună cu noi vor fi frați de din Timișoara data aceasta. Fratele păstor Stupar Adrian va veni împreună cu un grup de frați de la Elim din Timișoara. Vrem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, așa cum au ajuns frații noștri și surorile în seara aceasta, să ajungă și ei cu bine. Mulțumesc fratelui Tuțu, fratelui surorilor care au slujit Domnului, fratelui Claudiu, Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru slujirea lor și să îi însoțească cu putere și cu înțelepciune în toată slujirea pe care ei o vor face.
Acum adunarea este liberă, cu har și pacea Domnului. Ne vedem din nou mâine seară, începând cu orele 18. Desigur, puteți fi preolocuri și dimineață, începând cu orele 9.